În protopopiatul Năsăud a avut loc astăzi conferința preoțească de primăvară desfășurată în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Ziua a început cu slujba Sfintei Liturghii, săvârșită de Preasfinția sa în Biserica Sfântul Arhidiacon Ștefan din localitatea Maieru. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța educării copiilor și a tinerilor în spiritul Evangheliei. Tocmai în această zi, preoțimea din protopopiatul Năsăud s-a adunat aici la Maieru, unde se face o misiune deosebită cu copiii și cu tinerii. Este o mare îndatorire a noastră să-i formăm de mici, de tineri, pe copiii noștri ca să iasă oameni educați. Conferința preoțească de primăvară a avut loc la centrul catehetic Sfântul Arhidiacon Ștefan, unde a fost susținută prelegerea educație religioasă a tinerilor în noua ordine morală. În conferința pe care am susținut-o astăzi, am încercat să pun în atenția fraților preoți câteva din provocările pe care le aduce contemporaneitatea, provocări și bariere în educația pe care noi ar trebui ca preoți, în calitatea noastră de preoți, de pedagogi, să o oferim tinerilor noștri. Concluziile au fost formulate de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, care a subliniat importanța fundamentală a educației religioase pentru tineri. Și pe tărâm social, și pe tărâm politic, e atâta bâșbâială. Și toate le poate rezolva Dumnezeu dacă îl rugăm, dar dacă îl rugăm insistent. Și apoi trebuie să ne întoarcem la subiectul nostru de astăzi. Acum ne preocupă educarea tinerilor și veți vedea că trebuie să ne punem multe probleme. La nivelul arhiepiscopiei noastre vor fi organizate 3 serii de cursuri practice dedicate preoților care au activități cu tinerii, dar și celor care doresc să dezvolte astfel de cercuri și de activități, astfel încât în primele săptămâni din luna iunie vor fi desfășurate aceste 3 serii de cursuri la Mănăstirea Nicula pentru preoții din județul Cluj și la Mănăstirea Parva pentru preoții din județul Bistrița Năsăud. A fost o zi foarte frumoasă și bogată în semnificații. Colegii au luat cuvântul pe marginea temei pe care a prezentat-o părintele profesor dr. Vidican Manci și au lămurit multe aspecte ale provocărilor pe care conferința, dincolo de detaliu, le-a făcut și le-a lansat în sala de ședințe. La finalul conferinței, ierarhul le-a dăruit celor prezenți ultima sa carte, intitulată Mai aproape de Hristos. Conferințele preoțești de primăvară vor continua în protopopiatele Dej, Beclean și Turda.